lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Data aceasta vreau să fac un episod mega special ca pe vremuri, pentru că am fost pus în situația de a comanda din nou de pe OLX. Am comandat de data asta de pe OLX un laptop i7 cu placă foarte, foarte bună, pentru că plănuiesc eu că atunci când merg în vacanță să editez episoadele, să fac YouTube de pe el și să fie și ieftin. O să vedeți ce s-a întâmplat cu laptopurile celelalte două de pe OLX, o să vă arăt să nu pățiți ca mine. Așa că dați și voi like dacă strângem 15.000 de like-uri, dăm laptopul ăsta la un abonat, dar e foarte, foarte greu să strângem. Suntem aici cu setup-ul, nu avem cameraman, nu avem pe nimeni, ne descurcăm singuri și am pus laptopul, pachetul primit, l-am pus aici pe masa de biliar pentru că arată mișto, e verde. Dar ce vreau să vă precizez, aceste bandaje le-am pus eu. De ce le-am pus eu? Pentru că eu am desfăcut laptopul, pentru că atunci când a venit la curier, laptopul trebuia verificat, pentru că e ceva dubios cu el. Pentru că băiatul ăla mi-a pus adresa și numele greșit și nu am înțeles de ce mi-a pus adresa și numele greșit și pachetul ăsta nu trebuia să ajungă la mine. Deci, îmi spuneți-mi în comentarii de ce credeți că mi-a pus adresa și numele greșit, ce se întâmplă aici. Și haideți să vă arăt ce au pățit celelalte laptopuri. Știți bine că trebuia să vă dau un laptop Sony, însă cu două zile înainte să vi-l dau, l-am testat eu, l-am ținut în priză, s-a ars. Laptopul s-a ars, băieți. Dacă vă plac aceste lucruri de tip vlog și mai vreți să mai schimbăm și noi macazul, apăsați un like și spuneți în comentarii. Haideți să vă arăt cum s-au ars laptopurile. Sunt meu aici, nu știu dacă mă văd. S-ar putea să am capul prea sus, s-ar putea să fiu prea jos pentru că n-am cameraman și nu știu cum filmez. Laptopul ăsta, nu știu ce s-a ars pe aici pe placă, această chestie. Ori această chestie s-a ars. Ori s-a ars placa video, ori placa asta de aici. A ieșit fum din el, este vorba de un laptop Asus, este vechiul meu laptop Asus. Așa, hai să vă arăt, dacă se mai deschide. Asta e spatele. Asta este laptopul Asus, scuzați-mă, e mult prea murdar, l-am ținut în șifonier și s-a adunat praf, l-am ținut de fapt într-un sac. Cam așa arată laptopul Asus, era vorba de un i7 cu o placă foarte, foarte bună, 960M parcă, 960M GeForce parcă, uitați, praful s-a ales, ok. Vine laptopul pe care l-am comandat de pe OLX, nu prea v-aș recomanda să luați laptopul de pe OLX, pentru că băieții lipesc plăcile video, ce înseamnă, le încinci și le lipesc de la alte laptopuri. Voi când utilizați laptopul, uitați-mă aici, nu știu dacă stau bine, ăsta este laptopul pe care l-am luat de pe OLX acum ceva timp și laptopul s-a dus, caputos, 3 zile m-a ținut, uitați, vă și arăt, 3 zile. Hai să vă arăt frumos, ăsta este laptopul, era prins aici, era vai de mama lui, uitați, a sărit și asta de aici, vai de mama lui la 200 de lei, vai de mama lui era. Cam așa arată, l-am deschis eu să văd, poate văd ceva pe aici scurt, poate văd un procesor scurt. Dar ce s-a ars? S-a ars această placă, asta cred că e placa video. Cred că asta e placa video, s-a ars. De ce? Pentru că s-a încins prea rău și s-a dezlipit. Am încercat eu să o lipesc înapoi și nu se poate, băieți. Ora asta s-a dezlipit, ora asta, nu știu, nu sunt sigur, că a ieșit fum din tastatură. Practic după 3 zile a ieșit fum din tastatură. Ăsta e laptopul terminat. Cum să vă dau eu acest laptop dacă este terminat, practic, și am luat țeapă cu el, băieți. Nu-ți luați laptopuri ieftine de pe OLX. Avem aici laptopul. 10 milioane am dat pe el. 10 milioane, gândiți-vă, sunt ceva bani. 10 milioane m-am împrumutat la mama și trebuie să lucrez, să-i fac curat o lună, două luni camera ei trebuie să-i fac curat. Avem aici laptopul, nu știu dacă mă văd la cameră, să sperăm. Și voi facem unboxing. M-am spus, scociul ăsta eu l-am pus. De ce l-am pus? Pentru a face un unboxing. Pentru că eu l-am deschis deja, mi l-a deschis curierul. Și am zis să mai facem o dată un unboxing. Că de ce nu? Ok, le lăsăm și pe astea aici. Acesta este laptopul. Aceasta este cutia pe care mi-a dat-o el. Pharma, ceva cu Pharma. Habar n-am ce înseamnă asta. Avem o forfecuță aici pregătită mică. Hai să o tăiem aici, uite frumos. Dacă și taie forfeca asta. Nu prea vrea să taie. Ok. Dacă ar fi vrea să taie forfecuța asta. Frumos. Frumos. Poate să și vede cel care mi-a trimis laptopul. El mi-a trimis laptopul. Doar scociul ăsta l-a avut. Atât. Doar scociul ăsta l-a avut. Ok.
Hai să deschidem. În rest, așa a trimis pachetul omul meu. Stați puțin că mai e unul aici. Ăsta este pachetul, băieți. Ăsta este pachetul cu laptopul de 10 milioane. Să sperăm că nu luăm țeapă. L-am testat laptopul o zi. Să sperăm că nu luăm țeapă. Cam așa arată pachetul. Îl deschidem, a pus de asta. El a pus-o asta, eu n-aveam de asta. Ok, avem un încărcător. Nu este încărcător original, deoarece nu scrie niciodată pe el Acer. Nu scrie Acer, nu scrie nimic pe el. Este un încărcător aftermarket, după cum vedeți. Bun și ăsta, de cât de loc, putea să nu-l pună. Îl punem aici, în pat. Și asta a băgat el în sacoș. Asta a băgat. A zice că e împachetat de mine, dar nu e împachetat de mine. Este împachetat de el. Fiți atenți, ce idee. A băgat laptopul în pungă. După cum vedeți, aici este laptopul în pungă. Ia uitați. Laptopul a venit pur și simplu într-o pungă. Nu știu ce e asta, ia să vedem. Colective. Laptopul a venit în pungă, uitați-vă și voi. Acesta este laptopul. Hai să-l punem aici, jos. Cam așa arată laptopul, după cum vedeți. Sincer să fiu, arată bine, n-are zgârieturi, n-are nimic pe el. Ia uitați, nu știu cum să vă dau zoom out. N-are zgârieturi, n-are nimic. Ok? Așa arată și spatele, este practic impecabil la 10 milioane. Deci cam așa arată, sincer să fiu. Ok, trece pe altă cameră. Uite acum. Trece pe altă cameră și hai să-l deschidem, băieți. Acesta este modelul laptopului în cazul în care sunteți interesați. Acer V Nitro. Black Edition, cred că e. Acer V Nitro, este Acer. Nu facem reclamă, nu facem nimic. Și îl deschidem pentru prima oară. Acestea sunt specificațiile lui. Avem o placă 860M. Uitați denumirea lui aici. Așa se prezintă laptopul. Cu urme aici de... Urme, nu știu, așa a venit cu urmele astea. Asta eu i-am pus-o. Așa a venit cu urmele astea, băieți. Să spune și mie ce urmă este asta, băieți. Că vreau să știu. Urme peste urme. Așa a venit laptopul. Hai să facem și un overall, un ansamblu overall. Cam așa arată laptopul. Bă, arată mișto. Mișto, mișto, mișto. Arată bine. Pentru 10 milioane arată bine. Avem și 1080 aici. Plus că diagonala acestui monitor este de 17. Gândiți-vă. Dacă aș lua eu laptopul ăsta să nu fac o diferență. Vedeți? Scuzați că este prea murdar, uitați. Ok, diferența este uriașă. Ia uitați. Diferența uriașă. Ăsta este murdar pentru că îl țin în sac, băieți, în sac, în pod. S-a murdărit. Totuși, ăsta e mai curat decât al meu și cam asta este diferența, băieți. Asta este diferența. Sincer să fiu, e diferență mare. Vă recomand 17 pentru un laptop, nu 15. E prea mic și se vede prea mic. Prea înghesuit. 17 ok. Ok, hai să-i dăm drumul. Mi-am dat drumul, merge și bateria. Cam așa se vede pe ecran. Super, super mișto, tastatură iluminată, i7, placa asta, 16 GB de RAM, 2 harduri. Bă, băieți, vouă nu vi se pare puțin cam ciudat să aibă atâtea? Și a costat doar 10 milioane. Ok, laptopul ăsta l-am luat pentru a merge în vacanță, a edita. Laptopul ăsta l-am luat pentru a juca pe el în vacanță și tot așa, băieți. Pentru că dacă sunt gamer și plec în vacanță, îmi va trebui acest laptop. Ok, uitați, mi-am instalat și Windows-ul. Frumos. Cam așa se vede, se vede impecabil. Nu știu pe filmare cum se vede. Deci ați văzut. Cam alea sunt stats-urile lui. Ok, n-am avut timp să descard decât Roblox-ul pe el și vreau să zic că merge extrem de bine. Adică, wow! Uitați să vedem cum merge, fiți atenți cât de repede poți să testezi jocuri pe ele, uitați, fiți atenți cât de repede poate să meargă. Fiți atenți, deci nu vedeți nimic. Deci uitați, pe simulator, fiți atenți cât de repede merge Acer-ul ăsta. Și ce-mi place la el, are evacuarea, adică respirația pe spate. Deci el ador pur și simplu, la banii ăștia nu poți să-ți iei nimic mai bun, cred eu. Plus că m-am uitat la laptopuri noi, dar laptopul este vechi de 5 ani. Arată laptopul ăsta vechi de 5 ani? Nu prea arată, zic eu. Spui că este nou și aici frumos semnătură, Black Edition.
Hai că a început Roblox-ul. Ia uitați, băieți. Setări la maxim pe Roblox. Pe laptopul celălalt mergea practic în reluare. Haideți să-l vedem pe ăsta cum merge. Ia uitați. Am intrat pe Pet Simulator. O să dăm F11. Ia uitați, băieți. Uitați ce mișto se vede. Adică acum vedeți culorile lui. Voi nu vedeți pe filmare așa bine, dar uitați ce bine se vede. Ia uitați. Vă se pare că merge în reluare? Mie nu mi se pare, uitați. Ia uitați, băieți. Uitați ce mișto se mișcă, adică nu o să vedeți pe filmare așa bine, dar se mișcă mișto, sincer să fiu. Miștongs. Ia uitați, mi-am făcut și con nou de Roblox. Johnny Boss mă cheamă. Ăsta este numele meu. Johnny Boss. Însă este doar de test. Ia uitați, frumos, frumos, o să dăm un trade aici, să vedem, putem să dăm un trade? Ia. Ia uitați, băi, ce bine se mișcă. Îi dăm câinele ăsta, ce le dă? Ne dă ceva pe el? Ia uitați ce le dă, o luăm. Ia uitați, a dat cancer, ia. Facem și trade pe el, ia. Ia uitați, băieți. Ia dat, am făcut trade, ești nebun. Ia uitați, pet legendar, frumos. Ia uite. Uite, ăsta este laptopul. O să mai revin cu niște update-uri de îndată. Dacă mai doriți să mai jucăm jocuri pe el, adică merge extraordinar de bine. N-are niciun lag, plus că totul este la maxim. O să ziceți că te joci Roblox, dar ăsta e cel mai ușor de descărcat. Ia uitați. Grafica efectiv la maxim. Ia uitați. Ia uitați. Efectiv totul e la maxim, se mișcă super bine. Ok. Eu am fost X-Lader. Nu uitați să apăsați butonul de like. Lăsați-mi să scot jocul. Plus care și 4 boxe, am uitat să vă spun, se aude destul de tare. Ia, mai cântă muzică. Nu uitați să apăsați un buton de like dacă v-a plăcut review. Ia uitați și acolo la mine în pat, va trebui să fac curățenie. Și o să mai revenim.